Bună seara, bun venit la Ora de Sport, o nouă ediție. Începem o nouă serie, dacă vreți, a emisiunilor dedicate sportului, în special nu neapărat sportului din Pașcani, cât și sportului regional. Anul trecut a fost un an destul de bun pentru sport în general, dacă să ne uităm și la condițiile financiare și la condițiile în general din România, cum se promovează sportul la noi și cât de greu este să faci performanță într-o țară în care, știți foarte bine, e destul de dificil să aduci sportivi la un nivel, facem o comparație simplă cu cei din Franța sau cei din Italia, etc., etc. Echipa locală a avut și ea un tur foarte bun de campionat. Suntem pe locul 3 la finalul acestui tur. Vom discuta pe parcursul emisiunii și despre fotbal, și despre rugby, și despre multe, multe alte sporturi ce s-au practicat în anul ce l-am depășit aici la Pașcani. Bine, avem doi invitați în această seară în studioul nostru. Am să încep cu domnul Vasile Pleșca, consilier local. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Și pe Vasile Avramiu, publicistul pașcanean și iubitor al sportului în general de la Pașcani. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Așteptăm mesajele dumneavoastră la același număr de telefon, după cum știți, 0723 729 012. Bine! Domnilor, printre multe alte discuții pe care o să le avem în această seară, aș vrea să începem prin a trage o concluzie din punctul dumneavoastră de vedere. Cum a fost anul 2012 pentru fotbalul pășcănean? Să începem cu fotbalul. Domnule Pleșca, vă rog. Da. Să spun la mulți ani, în primul rând, tuturor celor cu numele de Ioan și Ioana. Și ceilalți cu numele de Vasile, că n-am apucat să le spun, la mulți ani la toată lumea, multă sănătate și tot ce își doresc, un an plin de realizări, să fie măcar ca anul ăsta, zic eu, măcar ca anul ăsta, că se anunță a fi un an mai greu decât anul trecut. Referitor la subiectul care m-ați invitat, eu zic că după o perioadă bună de timp la Pașcani, s-a format o echipă, un nucleu de jucători, un nucleu de jucători tineri, dar și jucători mai experimentați. Cred că cu ceva mai multă atenție din partea conducerii și a jucătorilor, au fost accidentați, suspendați, n-am avut un lot prea numeros, vreau să zic, valoric. Noi am promovat tineri la echipa locală, de la 94, 95, 96 am făcut echipa a doua la care joacă juniori în proporții 90% la echipa mare, din Liga a patra. Da, este și o obligativitate, dacă vreți, nu, pentru că așa prevede... Nu confundăm lucrurile. Nu e nicio obligativitate. Nu, mă refeream la prima echipă, pentru că trebuie să aibă tot timpul o serie de jucători tineri. La asta mă refeream. Dacă vrei să-i crești, da. Nu. Clubul are la nivel, trec de la una la alta, m-ați întrebat de rezultate, o să revin la rezultate. Clubul local are în jur de 250 de legitimați, deci care își desfășoară activitatea acolo, diferite activități pe mai multe grupe, începând, cred, cu 2004-2005 și terminând cu echipa de seniori. Deci în jur de 230-250 de legitimați, jucători legitimați care își desfășoară activitatea sportivă la clubul local. Pe mai multe grupe, așa cum am spus, cu mai mulți antrenori pe ani, încercăm în viitor să facem ceva, să spunem așa, mai profesionist, dar în primul rând nu avem baza materială, sperăm să o să avem, zic eu, în 3, 4, 5 ani cel mult să avem un stadion, spunem așa, la nivel măcar de divizia B. Dacă vom ajunge și la da. Subiectul acesta, este pe lista noastră de discuție. Referitor la performanță, cum ați întrebat, de asta am spus, pe final, noi am fost chiar pe primul loc o perioadă de timp, la cei de la Bacău li s-au dat în jur de 6 puncte la Masa Verde. Dacă nu li s-ar fi dat cele 6 puncte la Masa Verde,
Eram la egalitate de puncte cu cei de la Bacău, la 3 puncte în urma celor la Moinești, dar și la Moinești am luat bătaie în minutul 80 și ceva cu 2-1. Scorul a fost 1-1, iar la 0-0 am avut noi în prima repriză 2-3 ocazii foarte clare. Dacă marcam noi primii, poate altfel stătea situația. Dacă e să privim sportul și la juniori. Noi am dedicat mai multe emisiuni anul trecut tinerilor din Pașcani. L-am avut aici și pe Cătălin Damian, ce se ocupă pe la club de tineri. Dumneavoastră, cum vedeți rezultatele din 2012 ale grupelor de juniori de la CSM Cosărom Pașcani? Aici aș vrea să separ un pic lucrurile. Noi, în ultimul timp, tot ce a fost mai... să spunem, care și-au dorit în primul rând, dar care au fost și mai talentați. Am făcut echipă la Liga a 4-a, începând cu anii 95, 96, 97, am jucat cu ei în campionat în Liga a 4-a, dar cu juniori. Anul de juniorat a fost anul 94. Noi am jucat cu 95, 96, 97 la Liga a 4-a și am completat cu 1-2 jucători, să spunem, care n-au jucat la prima echipă. Dar de cele mai multe ori aproape toți au fost juniori în teren. Deci joacă juniori cu, gândiți-vă că merge prin satele din județul Iași, prin comunele în care săraci la început le tremurau picioarele, cum se spune. Dar acum au prins un pic de încredere, au prins experiență și noi ne punem mari speranțe în viitor că vor crește din nou, vor apărea talente și vom da sau vor pleca la cluburile mari din divizia B sau din divizia A. Și acum, vă spun în premieră, sunt doi jucători plecați la Liga 1 de la noi din Lod. Dacă o să-i oprească, vor pleca cu ei în pregătiri. Dacă o să-i oprească, noi ne-am bucurat. Putem ști despre ce jucători este vorba? A, nu-i niciun secret, e vorba de Nuțescu Ionuț, care e născut în 91, și călugărul Marius, care e născut în 90. Cine îi curtează pe cei? Nu, îi curtează, e Poli Iași, echipă locală de-a noastră din județ. I-au cerut mâine la ora 10 să întâlnesc la Iași, pleacă în pregătire cu lotul politehnic. Da, e o știre interesantă, iată, avem doi ce își încearcă norocul de a juca în Liga 1. Nu am mai avut un jucător în Liga 1 de la, cred că de la Ionuț Bâlbă, nu a mai fost un pășcănean în Liga 1. Deși s-ar putea să greșesc, cred că a mai fost pe la FC Vaslui o perioadă, un tânăr pășcănean, nu mai amintesc numele lui în momentul de față, dar mi se spunea prin oraș că mai este un jucător la FC Vaslui. În fine, sărim peste subiect, îl întrebăm și pe domnul Vasile Avrămiu, cum a văzut fotbalul pășcănean în 2012? Eu, ca să zic așa, o să vorbesc colateral pentru chestiunea tehnică, pur tehnică, stricto senso, o stăpânește bine domnul Pleșca, unde lui cunoaște jucătorii, cunoaște lotul, cunoaște antrenorii. Eu o să mă refer mai mult la chestiunile care ar sprijini, să zic, activitatea fotbalistică și în special cea din tribună. Mă bucur că anul acesta s-a dezmorțit tribuna, zic eu, și prin lansarea imnului feroviarilor și mă bucur că de data aceasta acest imn al feroviarilor n-a fost primit cu ostilitate, așa cum a fost primit cu câțiva ani în urmă imnul orașului Pașcani. N-am înțeles acea situație de atunci, însă acum m-am bucurat că reacția tribunii și a celor care se pricep a fost una pozitivă, care pe mine m-a încurajat. De asemenea, poate eu să spunem caimacul domnul Vasile, dar cred că e mai bine să spun eu acest lucru. M-am bucurat când la sfârșitul anului, spre sfârșitul anului, cu prilejul premierii celor care au desfășurat cupa 1 decembrie, am fost deosebit de plăcut surprins când am văzut că domnul Pleșca a venit într-adevăr cu un proiect destul de pus la punct, surpriză pentru întregul oraș, aș spune eu o surpriză pentru sfârșit de an, aceea de a iniția modernizarea stadionului local. Cred că ar fi o realizare deosebită, nu numai pentru Pașcani, ci pentru întreaga această zonă. Dacă această se va realiza, să o văd și eu cu ochii,
aș fi destul de bucuros. Și dacă, cu acest prilej, fără să-l flatez pe domnul Preșca, vreau să-l felicit, pentru că, într-adevăr, o să a fost o surpriză numai pentru mine, ci și pentru mulți pășcăneni și chiar și pentru autoritățile locale. Referitor la... M-am bucurat când am auzit că doi băieți de aici tineri se vor duce în divizia. Este bine să dăm jucători la Iași, că am dat de multe ori jucători la Iași, mulți pășcăneni au trecut pe la Iași și prin alte echipe, noi am dat de multe ori Iași și jucători, le-am dat odată și primar, iată acum le-am dat și un deputat, înseamnă că îi ajutăm. E mai greu când e vorba de reciprocă, dar să vedem că va veni și timpul că va fi chestiunea reciprocă. Mai rar a fost... Nu sunt un exaltat local, sau, dar rar se întâmplă ca să fie cu dublu sens. Sensul a fost unic dinspre Pașcani înspre Iași. Bun. Revenind la subiectul cu modernizarea stadionului, pentru că tot l-ați invocat adineauri, aș vrea să vă întreb, domnule Preșca, este acest lucru realizabil la Pașcani cu adevărat? Vă spun sincer, am discutat cu mulți tineri din Pașcani și au lăsat foarte mult de deolehamente din mână și spune, da, fac ăștia sigur stadionul la Pașcani modernizat. Mulți nu cred lucrul acesta. Este o idee cu adevărat? Adică se poate realiza un astfel de, investiție la Pașcani? Problema, o să iau cu începutul. Eu m-am băgat sau am fost aproape de fotbalul pășcănean, de sportul pășcănean, de cultura din Pașcani, de tradițiile din satele românești de când mă știu, să spunem așa, dar la fotbal m-am implicat din anul 2000. În anul 2000 am fost președinte, am fost printre cei care am negociat trecerea bazei sportive de la Remar Pașcani, că ei am fost proprietari, la Consiliul Local Pașcani, am participat la acea negociere, am fost președinte în perioada aia. După mine au mai fost și alți președinți, au fost domnul Tudor Apostol, care au investit pentru ceea ce este baza la momentul actual, singurii care au investit în ea, au fost privați, în special Cosarumul și alte firme din oraș, care le-au atras Cosarumul, în special domnul Tudor Apostol, care le-au atras și au investit în acea bază. Până acum primăria n-a investit niciun leu. Asta fiind o condiție asumată prin acel contract la vremea respectiv, Remarul, neputând să mai finanțeze, a spus, domnule, vă dăm baza sportivă cu condiția să investiți în ea și să mențineți activitatea fotbalistică. Nu s-a mai făcut, eu sper, este un target a meu în 3 ani jumătate, 4 ani maxim, ca acel proiect care l-am derulat, care l-am în, nu numai în gânduri, nu numai în minte, l-am pus și pe hârtie. Acum chiar l-am aprofundat, suntem, avem un studiu de fezabilitate complet. Nu-i numai ceea ce ați văzut, este mult mai complex, este gândit pe mai multe moduli. Modulul 1 este acoperirea tribunei cu, și dotarea ei cu scaune, cu tribuna oficială, cu masa presei, cu un centru de, să-l numim noi, de ținut tot felul de consfătuiri pe teme sportive și nu numai. Jos amenajăm de la o sală de forță, să-i spunem așa, un magazin propriu, vestiari, dușuri, bazin de recuperare, saună, masaj și așa mai departe, arbitri. Iar în zona din sud, să spunem așa, a tribunii, aproximativ 200 de metri pătrați, să facem un centru de recuperare locomotorii pentru persoanele cu probleme locomotorii de tot felul, inclusiv remene și așa mai departe, să dotăm, să nu mai trebuiască atunci când are o întorsă sau ceva să ducă la Bacău, Iași sau în alte părți, că nu există în zonă.
mai bine spus, nu se poate folosi și partea, tot ce înseamnă sportiv de acest centru, dar se poate folosi și ceilalți care au probleme locomotorii de tot felul, de la, eu știu, și-au rupt un picior, am înțeles, sau din naștere sau așa mai departe. Deci se poate să facă o recuperare profesionistă, spunem noi. Celălalt care ține tot de acest proiect, vine o parcare de aproximativ 4.000 de metri pătrați, care se poate să mașinile, autocarele, tot ce e să fie o parcare modernă, să poată aflui persoanele care, spectatorii care vor veni la meciuri. Da, este adevărat, la noi la meci când se adună lumea la Paștani, nu ai unde, se cam blochează, da, parcarea, da, așa acolo. Este. Tot în acest proiect este stadionul de zgură care va, în acest proiect va fi amenajat teren sintetic. Sperăm noi să reușim să-l și acoperim, să poată fi folosit acel teren tip balon la dimensiuni normale, da, în care să poată juca competiții de juniori, de seniori, de orice, să fie omologat de FRF și atunci avem o bază cu adevărat sportivă. Și la chiar se poate închiria. De se poate folosi pentru orice fel de competiție, el pe lățime se poate face chiar două terenuri mici de mini-fotbal. O valoare a proiectului ați estimat-o? Ați reușit să vedeți cam câți bani ar trebui pentru astfel de investiție? Da, este. În acel studiu există acum și o valoare a proiectului. El este modulat, dar total valoare, la ce v-am spus eu până acum, e aproximativ 2 milioane de euro. O să întrebați de unii bani, de asta cu toată lumea, că nu se... Poate pentru unii sunt foarte mulți bani, pentru unii o să-i pară că e foarte puțin, având în vedere că auzim că stadioane se fac cu 200 de milioane sau chestii, exact, de genul ăsta. Da, da. Banii încercăm, de asta am spus în jur de 3-4 ani, încercăm noi, important sau cel mai important lucru, dacă vrei să faci ceva din banii publici, trebuie să ai proiecte. Deci nu poți să am banii, gata, mâine mă apuc de zidit, de tencuit sau eu știu. Corect. Deci facem proiecte, aprobăm indicatorii tehnico-economici și finanțările le găsim. De asta am spus modulat, noi sperăm, poate acel centru de recuperare, găsim, sunt anumite fonduri pe guvernul norvegian, suedez, eu știu, Elveției și așa, granduri, acele granduri, da, cum a fost făcută și Casa de Cultură. Deci pe anumite părți sunt fonduri care le dau anumite state. De asta am spus că aș vrea modular, ca să le putem, da, în funcție de ce fonduri găsim. De asta și o să fie o durată mai lungă a proiectului. De nu, asta ați spus, eu ani. Sunt realist, pentru că noi vorbim acum de faza de proiectare. Dacă aș vorbi că mâine avem bani în bugetul local, 2 milioane de euro și nu sunt alte priorități, că trebuie să fiu realist și cu treaba asta, da, e simplu, promit că în 2 ani, maxim. Dar trebuie să fim realiști, o să fie o parte de contribuții din partea bugetului local și restul să găsim din fonduri europenii, guvernamentali, la guvernul României sau de la alte guverne. Deci, sau din fonduri private, o să gândim. Dar eu zic cel târziu 3 ani, jumate, 4 ani. Bun. Un termen realist. Să presupunem că am lămurit-o într-o oarecare măsură și cu stadionul. Sper că ați înțeles, cei mai tineri, cel puțin dintre noastre, sper că ați înțeles cum stă treaba cu această nouă bază sportivă care se dorește să construie aici la noi, la Pașcani. Domnule Avramiuc, ne vorbeați despre public, despre stadion. Cum ați văzut publicul în 2012? Știm că am mai discutat la emisiune, am făcut și comparații cu anii 70-60. Anul 2012, din punct de vedere al suporterilor, a fost unul bun, aș spune eu, mai ales că odată cu venirea lui Bogdan Mandric la conducerea clubului, am văzut că s-a instalat și o sonorizare, se mai comentează câte o schimbare. E o noutate și zic eu că atrage lumea. Ce spuneți? Nu cred că spune o noutate. Fotbalul este un spectacol. Și spectacol fără spectatori nu și-are sensul. Trebuie făcut orice. Aveți dreptate, am văzut un oarecare impuls și în tribună și în oraș un pic în acest an și vă spun așa, se trage, dacă aș putea să spun așa, de la acea acțiune din vară când au fost chemate postele de glorie pășcănene și am avut prilejul să văd atunci în tribună peste 1000 de oameni. De la acel eveniment lumea a început să vină la stadion.
prin propunerile care le-a făcut și domnului Preșca, ca un om care se răspunde și care finanțează aceste acțiuni, am început cu acea tombolă, chiar firea vă ia cum este, însă de impuls tribunii. Și când am auzit, acum chiar făceam un calcul, când spunea domnul Pleșca că sunt peste 200 de copii și juniori înscriși, care vă imaginați, să spunem că sunt și în competiții plecați, dar numai jumătate dacă ar veni în tribună la meciurile seniorilor, vă închipuiți că ar fi 100 și ceva. Dacă mai vin și rudile lor și prietenii, pentru ca să vă dau un exemplu deosebit, când a venit Bucu la Pașcani, portar, era elev la școala din, noastră din Pașcani, jos la TFR. Stătea într-un cămin, era un cămin atunci, a fost sanatoriu de noapte a IMMR-ului, drept în spatele gării. Nu ieșea, decât venea la școală, un tip extraordinar de comit, era elev. Dar la fiecare meci, toți elevii interni, și nu erau 102-3, erau câteva, aproape 1000 de elevi interni, stăteau în trei cămini în oraș, toți mergeau la meci să-l vadă pe Bucu, pe colegul lor. Era sigur de școală, care jucă la divizii. Deci era această solidaritate și această dorință și erau foarte iubiți fotbaliștii în oraș. Erau și cunoscuți, dar faptul că mergeau elevii la fotbal, nu așa. Deci erau tribunile arhipline. Și cred că acest fenomen se poate repeta, pentru că performanța se face. Am document, iată aici, păcat că nu se poate transfoca, în 1949. Deci, iată, asta e din 22 aprilie 1950, echipa de fotbal care juca atunci. Simionescu Gheorghe, Manolache Constantin, Haber Alecu, Dunia Filimon, Petrovici Constantin, Vasiliu Dumitru, Sălceanu Constantin, Spătaru, Raicu, Sofian Grigoraș, Atanasiu Romică. Ăsta este singurul pe care a venit până mai încoace, dar a murit și el de câțiva ani. Radovici, Segal, Conache, Axler. Deci, oameni buni, după un război cumplit, care a făcut Pașcani, a fost bătut la metru pătrat, mai bine de jumătate, distrus și toată această zonă de comune, și după o foamete cumplită, după ce catelierele de să reașezase venite din refugiu, în 1949 această fabrică avea echipă în divizia B. Era ceva deosebit, păcat, sunt documente de care rezultă că fiecare muncitor de la Calea Ferată și din atelierele Ceferii Pașcani dădea un leu pe lună, un leu 1% cotizații pentru cultură și sport. Da, dintre care marea majoritate a banilor mergeau către fotbal. Sunt documente care plecau la București, cotizații atâta și plecau cu documente și dădeau la centru, aceia distribuiau banii pentru echipele din subordine, pentru că erau la vremea aceea și campionate pe ramuri industriale. Deci erau, nu era numai locomotiva Pașca, erau mai multe locomotive în țară. CFR-ul era unul din promotorii fotbalului în România. Și cred eu că și acum, dacă elevii, în special, elevii ar fi inițiați, aduși la stadion, nu cu forță, de vedetă se poate face o echipă între pitici. Iată, chiar când vine vorba de pitici, să vă citesc un document. Tovarșul Danes Constantin din Pașcani. Pentru ziua de 23 august 1949, la jocul cu piticii de Iași, sunteți programată de a conduce acest joc cu piticii din Pașcani, dându-i un aspect demn de sportivitate. După terminarea jocului, ne veți trimite rezultatul desfășurării jocului și, la caz de nevoie, incidentele produse în timpul jocului. Secretar CNFSF pe județul Baia, care este emis de la Fălticeni, documentul, Coman Mihai. Da, vremea când Fălticeni se afla în județul Baia. Da, era județul Baia cu reședința la Fălticeni. Deci n-ar fi foarte greu, mai ales că sunt profesori tineri de sport,
care au mare influență în școli și, deci, știm toți. Cu toții știm că profesorii de sport sunt iubiți în școli. Pentru că la sport rar când te lasă corigent, era înainte, mai spunea un 10 ca să ia la bac cum era înainte. Deci e profesorul de sport este iubit, pentru că chiar dacă îi dă mingea să joace, e o chestie. Și ei pot să mobilizeze elevii, să învețe cu stadionul decât să meargă în alte părți, pentru că e o zi pe săptămână sau una la două săptămâni. Ar fi interesant ca elevii să vină și zic eu, trebuie să văzut niște acțiuni colaterale cu tribuna. Așa este. Discutam și anul trecut, pentru că tot ați abordat acest subiect, într-adevăr, e problematic faptul că s-au redus orele de sport, numărul acestor ore de sport în școli. Discutam și cu doi profesori de sport, i-am avut la emisiune și aceștia se arătau de-a dreptul îngrijorați pentru că vin copiii la ore cu tot felul de, să spunem, probleme de sănătate, au spatele deformat, stau gheboși pentru că nu mai fac sport de mici. La Pașcani am observat că nu este o problemă din punct de vedere pe plan fotbalistic, cel puțin. Vin copiii la stadion, slavă Domnului, ne-a spus și dumneavoastră, sunt peste 200 de astfel de copii. Bun. Sărind la partea mai negativă a anului 2012, noi am promovat TV Bitul și Ziarul Orizont anul trecut, am promovat Liga a 4-a și Liga a 5-a. Cred că ați mai văzut pe la noi pe site sau cel puțin pe la televizor meciuri de acolo. A fost o nebunie totală în Liga a 5-a anul trecut. Arbitri alergați și bătuți de public și de jucători. S-a întâmplat la un meci de fotbal între cei de la Blăjești și de la Voința Moțca, unde nu s-a dat un penalt, în fine, știți cum este în Liga a 5-a. Vreau să comentăm împreună astăzi acea situație și dacă vi se pare corect faptul că în cele din urmă cei de la Asociația Județeană de Fotbal au exclus din campionat pe NG Blăgești. Domnule Pleșcă. Păi, dacă o exclusă, nici n-are rost să vorbim. Deci, cred că așa e normal. E un joc bărbătesc, nu un joc de dat cu pumnul, cu astea. Deci, părerea mea, cel mai important e să faci sport. Bun, domnule Avram, vă rog, tot legat de acest subiect. Exact legat de subiect, chiar din Eurencine. Dacă acum 60 de ani arbitru primea dispoziții de sus și dea jocul în caracter de demnitate și de frumusețe și de ordine, deci atâția ani în urmă, primea sarcină. Acel arbitru voluntar, ca așa erau atunci, un arbitru are mare răspundere, pentru că el este cel care răspunde și de, până la urmă, chiar de integritatea jucătorilor și răspunde și de, să spunem, sau determină reacția tribunii. Vedeți, dumneavoastră, se întâmplă în alte părți. La noi, eu de multe ori am spus, pășcănenii sunt constituie un grup de public deosebit de cuminte, vă spun. Am văzut, am fost prin alte părți la meciuri. La Pașcani există ordine, chiar când vineau foarte multe lume la stadion, nu existau înjurii deosebite, că mai înjur un arbitru, alte chestii, dar chestiuni care sunt persiste sau scandaluri, nu am văzut la Pașcani și asta, de asta m-a bucurat. Dar arbitru are mare răspundere și, de ce să nu spun, că de multe ori calcă în străchin unii dintre ei din mai multe motive. Eu îi cred, pentru că dacă corupția a ajuns până la cel mai înalt nivel, până în steaua polară, și sincer la arbitru din divizia a 5-a. Să duce și el să iei un gologan, că nu, o face. Nu, eu nu-i acuz, dar deveni grotesc când începe bătaia, când acum asta depășește orice. Sportul, prin excelență, este un sport al lorzilor, adică sportul este o activitate a lorzilor, a oamenilor bine crescuți, pentru că aici spiritul e de echipă, solidaritate. Poate vă spun o noutate, poate nu trebuie să știți că rugby-ul în România mulți ani nu l-au jucat decât studenții și profesorii de universitate. Rectic chiar la Iași. Nu era voie să joace rugby orice om needucat care poate să-ți rupă gâtul. Și foarte mult timp
nu au zei la ruibii de chestiuni, de mișmașuri, de aranjamente, de, eu știu, o chestie, la, la prima finală la care a participat Ruibu Pășcărean în 1979, am mai spus, parcă dacă nu mă înșel, un antrenor de la Iași, un mare jucător, a fost în echipa națională, a încercat să facă o șmecherie și chiar antrenorul echipei naționale, care a fost coleg, l-a dat afară din competiție și asta a spus să plătească competiția finală. Deci exista multă severitate, deci arbitrii, sunt arbitri și arbitri, s-au ajutat de că își văd de treabă. Da, în general, în Ruibii nu prea se fac ară, foarte rar când se fac. Au început și Ruibii să facă, am avut prilejul să văd chiar. Tot din cauza pariurilor, în ultima perioadă, de când au apărut pariurile în România, au început să se schimbe și fața acestui sport. Apropo de Ruibii... Vreau eu să fac o completare. Apropo de arbitraje și de astea, sunt frustrări pe toate nivelurile, la toate nivelurile, inclusiv dacă luăm în Liga Campion. Numai că ei au stadioane civilizate, îngrădite, pe când noi vorbim la țară, unde e câmp gol, nici măcar vestiar. Cred că dacă s-ar lua o decizie să ai niște condiții minimi de joc, deci vorbesc de teren îngrădit, vorbesc de vestiari, cred că nu s-ar mai întâmpla atât de multe. În primul rând, plus că jandarmii, poliția, cei care sunt puși sau sunt plătiți să păstreze ordinea publică, măcar să fie cu prezența unul acolo sau la fiecare meci. Dar mai vin, în general, se mai întâmplă pe la meciurile de Liga 5, se mai întâmplă să mai fie și un polițist, dar ce să facă un amăr de polițist la când se bat 10. Da, vorbeam de Ruibia din Iași și anul trecut noi am discutat cu capitanul echipei României de Ruibi feminin, este din Pașcani, se numește Emilia Vizitiu. Ea ne spunea în felul următor: avem rezultate mult mai bune și mult mai valoroase decât fotbaliștii, însă nu suntem ajutați. Sunteți de acord cu această declarație? Eu vreau să spun, eu nu vorbesc de alte sporturi, nimic despre ei, adică nu vorbesc urât. Nu trebuie să comparăm, că de foarte multe ori se compara cu Kwankido. Fiecare cu disciplina și cu cel care îi place Kwankido sau rugby-ul, îl practică, îl finanțează și așa mai departe. Deci nu vreau, sunt lucruri diferite. Nici eu nu vreau acum să discut. Noi zicem că de când s-a înființat CSM-ul, chiar am ajutat rugby, eu personal, sau clubul, efectiv, clubul CSM i-a ajutat pe cei de la rugby, s-a organizat competiții, s-a mai dat și bani. Noi am spus, sau eu cel puțin, am vorbit în Consiliul de Administrație, cu cei din Consiliul de Administrație, suntem de acord să fac un proiect pe termen lung, am discutat să vedem cum putem moderniza și baza, locomotiva de la Liceul Unirea. Am fost acolo, sunt membru în Consiliul de Administrație la Unirea și am spus, aș vrea să înființez clasă de sport din nou, măcar numai la noua, de la clasa a 5-a, trebuie să existe voință, trebuie să vrea profesori, așa cum spunea domnul Avramiuc. Deci profesori de sport trebuie să fie cei motorul acelui liceu sau acelei școli generale. Profesori de sport trebuie să vrea să știe, să-și atragă tinerii. Eu sunt de acord să facă performanță, dar să aibă finalitate și la nivel de echipă de seniori. Dacă noi vom discuta numai să creștem, să investim la nivel de juniori, dar la seniori nu avem competiții și toți când își termină junioratul pleacă spre alte meleaguri, eu unul nu sunt dintre aia care nu sunt de acord să practici fotbalul, rugby, numai până la 18 ani și după aia să pleci prin alte zări. Cred că și Pașcaniu are nevoie și de echipe de seniori, adică să vină cum era odată la meciul de rugby pe stadionul Locomotiva să vadă. Iar eu nu am nimic cu le doresc succes, știu că și eu le-am mai ajutat de vreo câteva ori în turnei, dar nu vreau să discut că pot fi răutăți discutând la... Noi suntem 250 la Pașcani și nu știu dacă sunt 250 pe toată țara. Nu vorbim de area de selecție și de competiție. Sunt lucruri total diferite. Așa este, da. Da. La fotbal în general vin foarte, foarte... Da, diferite. Deci sunt lucruri total. Nu știu dacă sunt 250 de legitimați în toată țara ca femei. Pe când noi avem 250 doar la Pașcani. Deci nu... Aș vrea să fac o completare în acest sens. Vă rog. Da, domnul Pășcari, perfectă dreptate. Vorbim despre lucruri cu total diferite. Dacă
Este foarte de poate sunt mai puțin finanțați, mai ales fetele. Însă trebuie să ținem cont și de o altă chestiune interesantă, care pentru un tânăr de acum vreo 30 de ani era ceva extraordinar. Faptul că, prin rezultatele pe care le au, merg în competiții europene și văd lumea, ăsta este cea mai mare recompensă. Ei, un fotbalist de divizia a treia nu are această satisfacție, poți să iese mereu pe locul 1. Ei, pe câte vreme, la nivelul care joacă ei, merg mereu în Anglia, în țările centrale europene, aceasta este o satisfacție deosebită pentru un tânăr ca să meargă în asemenea competiție și nu-i de aici de acolo. Mare lucru erau și pentru mari fotbaliști români, când mergeau, nu puteau să rămână, dar la vremea aceea era un mare lucru să ieși să joci în competiții de genul ăsta. Deci, o recompensă este faptul că a făcut performanță și a ajuns acolo, este de lăudat. Bun, vă propun să revenim la fotbal. Domnule Pleșca, foarte multă lume ne-a întrebat și eu la momentul respectiv n-am știut ce să le răspund, deși am încercat să-l contactez pe Adrian Chereși și ne-au întrebat de ce a plecat antrenorul Adrian Chereși de la echipa locală de la Pașcani. Cred că dumneavoastră știți mai bine, nu știu, poate ați discutat cu el în momentul în care el a decis să plece, care au fost cauzele? Da... Cauzele au fost niște acumulări de cursul anului. Plecând de la niște disensiuni în cadrul conducerii clubului până la disensiuni în cadrul lotului. Și atunci, bine, și legată în primul rând de niște rezultate, atunci mai ales când am fost învinși la echipa de pe ultimul loc, care avea un punct sau două la vremea respectivă. De fapt, de acolo ne-am tăiat, cum să spunem, termeni în jargoane fotbalistice, să spunem. Da. Am luat bătaie la Aerostar Bacău. Au fost și, noi am analizat în Consiliul de Administrație, conducerea clubului, au fost și niște schimbări, nu ne-am băgat noi în alcătuirea echipei, niște schimbări neinspirate, au fost vorba și de adus niște jucători care nu prea au jucat și el și-a asumat responsabilitatea lor, nu noi i-am impus, au fost jucători care s-a renunțat foarte ușor la ei. Noi am avut o înțelegere cu el să promovăm tinerii și în special cei din zona Pașcani, să fie o echipă a pășcănenilor, dacă putem spune așa, și să aducem foarte puțin din afară, cu câteva posturi deficitare care nu le putem acoperi. Și aici am ajuns la... mai bine spus, nu mai aveam... un numitor comun. Nu avem aceeași gândire pe termen lung. Am înțeles. Domnul Adrian Chereși avea un obiectiv impus de la începutul sezonului? Adrian Chereși avea un obiectiv, avea o înțelegere cu clubul, să terminăm în primele trei locuri. Deci asta ne-am propus noi de la început să construim. Dar obiectivul principal a fost construirea unei echipe tinere formată în special din Pășcăni. Da, spre viitor, în general. Exact, că noi trebuie să discutăm lucrul cu promovarea, nu ni l-am dorit și nici nu-l putem. Noi nu vrem să promovăm echipa doar de dragul de a o promova ca să trebuiască să jucăm în altă parte. Noi, la momentul actual, baza sportivă la Pașcani CFR nu îndeplinește condițiile pentru Liga a doua. Deci, promovăm degeaba. Deci, nu are niciun rol. Ne propunem pe termen mediu, ca să nu spunem termen scurt, un an, pe termen mediu, în 3 ani de zile, să modernizăm baza și să jucăm la Pașcani. Și vă spun că va fi plină. Am experiența din alte părți și vedem numai departe Stadionul Național, dar nu dăm exemplu ăla că e prea, vedeți, pe Steaua nu vine, dar pe Stadionul Național e full, vin 40-50 de... datorită stadionului. Datorită condițiilor. Exact. O să vă spun, sunt de la Liteni, eu am ținut echipa un an de zile la Liteni, în Liga a treia, și nu veneau atâția oameni la meci cât vin acum. La momentul respectiv, baza sportivă de la Liteni nu avea tribunii, nu avea nimic. Acum are tribunii cu scaune de plastic și full tot timpul. Și spune la urmă în Liga a patra. Deci, numai faptul că
au o bază sportivă mai civilizată, vine lumea la meci. Da, te, când te vine și stă undeva, nu poate stea nici, stă în picioare, începe să amorțească sau nu. Așa când stă civilizat, nu-l plouă, nu, astea vine altfel, vine ca la un spectacol. Nu mai vine ca eu povar, stai mai, că nu mai stau, am stat în picioare, am plecat, am văzut o jumătate de oră, m-am mai enervat și arbitru sau nu știu ce jucător, că joacă prost și pleacă. Da, sunt sigur că odată cu modernizarea și la Pașcani, a bazei sportive, cel puțin la tribunelor, de, dacă să începem de acolo, vor veni mai mulți oameni la meci, mai ales că... Și nu numai pentru meciuri, vor fi spectacole. Noi sperăm să aducem trupi, să aducem nu numai neapărat fotbal. Chiar rugby, dacă își propune, de ce nu poți să joace acolo fără nicio problemă? Poate aducem un turneu de rugby, poate aducem un turneu la juniori, internațional, dacă ne aducem aminte cândva prin 87, cred că 86, nu știu cât a fost turneu aici în care juca Răduceu, am fost eu. Da, da. Deci a fost Naționala României, a jucat la Pașcani. De ce n-am putea și noi să aducem, nu o să aducem Naționala Mare, dar la nivel de tineret, de junior, de ce să ne aducem? Deci, se pot face cu siguranță condițiile, dacă terminăm acea investiție așa cum arată în proiect, cu siguranță o să mândrească toată lumea și o să vină și federația. Chiar federația este dispusă să ajute cu fonduri pentru gazon, în special. Dar apropo de gazon, multă lume spune că avem la Pașcani un gazon bun. Da, dar gândiți-vă că investiții făcute dinainte de 89, nu s-a făcut nimic decât s-a cosit iarba atât, dacă putem spune, și s-a mai însămânțat și ce s-a făcut. Dar rest nimic. Deci este de intervenit la gazon, drenajul pe stadionul CFR este în zona dinspre Strand, dinspre Braz, este lăsat în unele locuri, deci trebuie refăcut. Pe stadionul Siretu trebuie refăcut, sau mai bine zis, trebuie făcute niște puțuri, apa să nu mai fie de la regia locală, ci să fie din surse proprii și așa putem aduce și economii la bugetul clubului și implicit la bugetul Consiliului Local, la primării. Bun, pentru 2013, dumneavoastră personal, ce ați dorit de la echipa locală? În primul rând, aș dori stabilitate. Aș vrea ca echipa locală să nu mai depindă de un om sau... Deci ea să conducă ca un club, să spunem, profesionist, care să aibă buget propriu, să fie administrată de director executiv, să fie condus de Consiliul de Administrație, să nu depindă doar de primării sau de o anumită persoană, dacă nu moare sportul sau fotbalul sau rugby la Pașcani sau alt sport. Din punct de vedere al antrenorului, va rămâne în continuare fostul secund la cârma echipei, din ceea ce știți dumneavoastră? Nu s-a luat o decizie, sunt șanse mari să rămână, pentru că nu sunt bani, vorbim de, spunem lucrurilor pe nume. Deci dacă vom avea un buget care să ne permită să putem aduce antrenori, da, probabil vom aduce antrenori. Dar așa cum stau lucrurile astăzi, nu cred că va veni un alt antrenor. O să purtăm o discuție și cu cei de la Iași, poate facem un protocol pe termen lung cu cei de la Poli, vedem ce se leagă după ce vin din pregătiri cei de la Poli, dacă îi opresc cei de doi jucători, dacă nu, o vedea. Noi vrem un proiect de colaborare, nu putem face echipa a doua la Iașul, la Pașcani, că nu știm foarte bine că nu se poate. Mai organizăm anul acesta la Pașcani, se făceau, uitați, în anii trecuți, cei de la Mega mai făceau tot felul de turnee, fie cu societățile din oraș, fie cu tinerii sau cu, mă rog, oamenii de rând, se organizau turnee de fotbal. Mai putem face anul acesta la Pașcani astfel de turnee? Credeți că se vor mai găsi oameni de afaceri să se implice? Da, cu siguranță există oameni de afaceri care se implice, nu știu, domnul Răuță, de ce nu l-au mai organizat, el a spus că l-organizează în decembrie. Inițial, nu știu, cu siguranță, noi chiar dacă nu vom face cupa instituțiilor, că acolo se poate organiza mai ușor, adică sunt bani, sunt firme care pot să-și permită să susțină un turneu de genul ăsta, dar dacă nu, noi vom face acel turneu pentru copiii de până în clasa 8-a. Și aici ne referim la școlile generale și din suburbii și nu numai, vrem din zona Pașcani.
Ar fi o pepinieră foarte bună, pentru că la acest tip de turnee se mai descoperă câte 1, 2, 3 jucători, de ce nu? Eu m-am întâlnit cu copiii care au venit cu uratul și cu colindatul și mi-au spus, dar n-ați mai făcut turneul ăla, că anul trecut a fost turneul. Păi nu l-am făcut, că, din diferite motive, dar cu siguranță o să-l facem. Iarna asta o să facem turneul după ce încep școlile. Erau în vacanță, mai greu să-i aduni pe copii, am mai discutat cu profesori de sport și au spus că mai greu să-i aduni, mai ales cei de la țară. Dar după ce încep cursurile din nou, o să organizăm acel turneu clasele, să spunem, 5-8. Bun, domnule Avramiuc, pentru 2013, cum vedeți soarta echipei locale? Vreau să întăresc ceea ce spunea domnul Preșca. Cei din garda veche, mă refer la galerie, sunt nostalgici, firește, după timpul când formația era în divizia B. Domnul Preșca a spus limpede aici că obiectivul este acela de a face performanță în această categorie. Mulți ori spune, dar atunci de ce naiba, domnule, dar noi vrem B. Domnule, dacă așa s-ar pune problema, ar însemna ori să nu mai există de fel fotbal, că toți ar spune, dacă nu promovezi, nu mai joc. Deci eu înțeleg că atunci când te duci la lucru, te duci să învingi, normal, în orice competiție dorești să învingi. Dar ce ar fi atunci ca toți să-și propună să promoveze, dacă nu promovează, să nu se mai ducă spectatorii la meci, că domnule, dacă nu promovează, să caută acolo. Deci, acest este caracterul aproape de masă, unor numele sunt divizii din jos. Faptul este că practică acest sport și dacă este practicat cu tragere de inimă și cu talent, aduce și spectatorul în tribună, bineînțeles, cum spunea domnul Preșca, dacă are la ce să vină, nu numai la fotbal, ci să aibă condiții deosebite, să vină la un stadion cât de cât pus la punct, unii să, poate să ascultă o muzică bună în pauză, poate și alte activități colaterale, deci și referitor la perspectiva 2013, cred eu cu acest cheag care există bine pus la punct, m-am văzut înspre finalul acestui tur, sunt șanse ca echipa să fie una fanion în această serie. Nu este foarte greu, sunt jucători care deja sunt, Chiagu este pus la punct, este un nucleu deosebit. Faptul însuși că doi au plecat, au fost, pleacă în divizia. Nu se știe, dar însuși faptul că este această perspectivă îi va mobiliza pe ceilalți jucători. Vă spun, acesta este un stimulent mare pentru cei care rămân. Că toți sunt zic, băi, am șansa să mă afirm, mai ales că îți dă drumul, pentru că sunt și conducători obtuși care spune ce să-i dau drumul, nu-i dau nici al naibii, nu vrea să-i lasă să afirme. Când există această tendință pozitivă de a lăsa să se afirme, este o chestie și de omenie și de... Da, în general, de la Pașcani au plecat, da. Jucători nu i-a ținut nimeni aici legat, deci, au plecat. Deci omul să știe când joc în divizia ce, cum trebuie și iată, pot să mă afirm, pot să plec în altă parte. Pentru că dacă se asigură chestia pecuniară onorabilă, nu să sară calul, ca omul se poate realiza. Bun. Domnilor, la începutul anului ce a trecut, de fapt nu chiar la început, undeva prin luna august, presa pășcăneană scria despre un antrenor din Pașcani, Jean Nastasiu, chiar un profesor. Dorește să înființeze la Pașcani o secție de box. Se luptă de ceva timp cu acest lucru, deși am înțeles că din punct de vedere legal nu are voie să facă lucrul acesta. Credeți că s-ar putea face box la Pașcani? Ar fi recomandat acest sport? De exemplu, l-am putea lua în cadrul CSM-ului, ca boxul, ca și sport. S-ar putea face lucrurile acestea? Ce spuneți? Eu nu am nimic. Orice sport e binevenit la Pașcani și dacă sunt adepți care să-l practice, e mare lucru. Deci nu neapărat fotbalul, rugby sau eu știu, conchidu sau ce sport mai... Da, trebuie să găsim locația, am înțeles că este nevoie de o locație, nu se poate în sala de sport, deci eu, acel ring care trebuie montat și au fost în discuție școala 2, școala din Fântânele, să găsim acolo sală de clasă și acolo să amenajăm, nu s-a luat nicio decizie, noi chiar am propus ca o parte din
acea școală sau școala să o transformăm într-o, sau pe viitor să avem o gândire să facem un liceu cu program sportiv la școala din Fântâneri, să ducem tot ce înseamnă sport acolo, are o, și școala 3, are și liceul Unirea, tot ce înseamnă sport să înființăm un liceu cu program sportiv. Asta e părerea mea, nu înseamnă că de acum e cea mai bună sau că neapărat trebuie pus în practică. Deci de analizată în măsura, dacă nu măcar Unirea să înființeze din nou măcar o clasă de sport începând cu clasa 5-a. Să nu uităm că sportivii care i-au dat pașcanii, să spunem așa, de acolo au plecat. Ultima dată când au fost făcute clase de sport, eu știu că profesori spun, sau în general sportivii le-au mai dat bătăi de cap, dar să nu uităm cum Tincu a apărut din acea, a fost capitanul echipei naționale și este ambasadorul României în Franța pe partea de sport și este invitat de la toate acțiunile, deci este un nume în Franța, nu vorbim de România. Se trage de aici, de la Pașcani, și au făcut liceul la Unirea și au fost în acea clasă în care au dat mai mulți fotbaliști care au ajuns la divizia B, eu știu, chiar divizia și nu numai, și rugbiști și fotbaliști. Anul ce a trecut a adus la Pașcani și o serie de competiții pe care mă bucur că le-am promovat, cum au fost acele două turnee de tenis de câmp, unul în sală și unul vara pe terenul dintre blocuri, unde spatele blocului Moldova, și acel cross al toamnei. Din ceea ce știți dumneavoastră sau ca o părere personală, ce credeți că am mai putea face pentru tinerii pășcani? Ce activități am mai putea promova din punct de vedere sportiv în Pașcani pentru anul 2013? Deci putem promova fără nicio problemă, adică fără multe investiții, handbalul, deci că avem baza materială. Putem promova tenisul de câmp. Am început și am purtat o discuție cu domnul vice, poate aducem un instructor de tenis de câmp care să-l avem în organigrama clubului și care să înceapă să, numai când ar trebui și un teren în afara, noi o să gândim în cadrul acelui proiect, nu este prins deocamdată, dar o să gândim și un teren în aer liber, măcar un teren acolo la baza sportivă de la CFR, celălalt din oraș care există, să lăsăm pentru sportul de masă, să spunem așa, să beneficieze. Alte sporturi care am mai putea să le practicăm, șahul, fără nicio problemă, deci nu, și cred ce o să mai aibă nevoie să se doteze, o să dăm tot concursul de la club, nu fiind, o să fie sub vorba de sume mari, o să ajutăm și rugby-ul în măsura, eu, acum să fiu scuzat, eu am mai vorbit cu foșul chiar care au făcut performanță, au fost la echipe divizia și în Naționala României și nu vreau să fiu misogin. Au spus, domnule, dacă discutăm de rugby, hai să discutăm de cel masculin. Pentru asta m-aș implica, aș finanța sau aș căuta să găsesc finanțare, dar pentru cel feminin nu, pentru că nu are istorie la Pașcani și nu are viitor. Asta mi-au spus foștii rugbiști care au jucat rugby și care ar vrea din nou să existe rugby, dar vor rugby masculin. Am înțeles. Domnule Abramic, să aruncăm o privire la orizont pentru 2013. Cum vedeți ca an sportiv la Pașcani 2013 și aceeași întrebare? Deci, ce credeți că am putea promova în plus? Nu spun eu prima dată. Ruda cea mai apropiată a sportului este turismul. Dacă ne-am uitat în documente recente chiar, organizația de masă, organizația cum ar fi OMG-ul de acum și acum e tot un OMG, sindicatele respective erau cele care îi susțineau și nu că erau principalii susținători și investitori în sportul românesc. Este foarte adevărat că sindicatele au devenit o cenușăreasă, spun eu, zic, de plâns. Dar asta nu e din cauza situației noastre naționale, ci din cauza, știți a cui? A sindicatelor. Pentru că în cele mai dese cazuri, în fruntea acestor sindicate, s-au împroțăpit niște băieți care habar n-au ci sportul, ci cultura. El știe băietul să bage la ghiozdan, să papi șpriț, și să iei bani la muncitori. Asta este,
vă spun, sunt indignat când văd niște terchea, berchea, care s-au popoțonat acolo și își bat joc de banul colegilor lor, de ale Lia Gologanu. Stau băieți, s-au pus bine cu conducerea. Ați auzit vreun protest în Pașcani la vreo fabrică, din câte sunt, când eu dat colegul afară, de peste 10 ani? Ați auzit vreun mișcare din sindicat? Spune că, domnule, dacă îi căutați la planurile de venituri și cheltuieli, o să vedeți precis că acolo are trecut la cheltuieli. Atâta la sport, atâta la cultură, și îi fac altceva, cultură de care, au zis că unul a luat fundalul și-a bătut fasole pe el, ce să mai spunem, oameni buni. Ia că asta este, chiar vă spun, mă iertați că am devenit patetic, dar sunt indignat când văd că unii dintre ei, care nu au nicio contingență, dar absolut niciun fel de contingență de cultura și sportul, dar știu să-i cheltuiască banul colegului de servici. Bun, să revenim la întrebare. Cum vedeți pe viitor sportul pășcănean? Sportul, cum am început din toamna asta cu turul, îmi refer în special la fotbal, are șanse deosebite. Baza materială, așa cum este acum, este acceptabilă, destul de acceptabilă pentru divizia C și, de fapt, până la urmă, în afară de fotbal, miezul este la grupul școlar Unirea, la colegiu, unde, într-adevăr, este acolo un chiar deosebit, și echipa de fete, și echipa de juniori la rugby, și clubul de arte marțiale. Spuneați de box. Este mai nevoie. S-au încercat de multe ori în Pașcani și, bine, acum nici mai unde, dacă vrea să facă, zic eu, box. Înainte era o spartachiade. Și duce pe copii să mai băteau pe acolo, și știa, nu știa, dar acum cu cine să ne întâlnim, unde să duci? Mai vedeți, ucenii, nu există nici Iași nu se mai face box. Bun, haideți să am urs la ultima întrebare din această seară, ca să încheiem pe astăzi. Hai să mă întreb, foarte multe echipe au probleme financiare în acest an. Discutam și înainte de emisiune, chiar și echipe din prima ligă, echipe din liga a doua și chiar o parte din echipele din liga a treia s-au întâlnit cu probleme financiare. La Pașcani sunt astfel de probleme? Sunt probleme la Pașcani, cum să nu fie? Dacă nu se va implica comunitatea locală, și la Pașcani riscă să desinteze. De ce nu? Deci în orice moment. În orice moment. Deci nu se poate fără implicarea comunității locale. Bun. Deci depinde de voință. O să vă amuz cu întrebarea aceasta, dar ce v-a determinat să investiți în toți acești ani bani în fotbalul pășcănean? Se spune de foarte multe ori că fotbalul este o groapă în care îți arunci banii și nu mai ai cum să-i scoți de acolo. Da, nici nu mi-am propus. Eu, cei apropiați, mă știu, fiecare își găsește pe ce să-i arunce. Unul îi duce la crâșmă, unul îi duce în cazinouri, unul îi duce la femei și așa mai departe. Eu iubesc sportul în general, cultura, tradițiile și aici am aruncat bani, dacă se pot numi așa. Bun. Mulțumesc celor doi invitați că au acceptat invitația mea în această seară. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați privit. Ne vedem marțea viitoare cu o nouă emisiune, Ora de Sport. Toate bune, o seară frumoasă!